Liderul de sindicat, Constantin Crețan, a declarat că liderii de sindicat și-au asigurat traiul și în continuare se zbat doar pentru binele propriu. Liderii de sindicat, majoritatea, sunt asigurați 5-6 generații. Știți și dumneavoastră că mie e greu să o spun că lideri de sindicat care au făcut afaceri de-a lungul anilor în minerii și energie și au conturile grase și babane și sunt asigurat cu vile, cu mașini de lux, cu bani în conturi bancare și așa mai departe. Dar e vorba de existența locurilor de muncă și până la urmă de a păstra aceste locuri de muncă pentru acei oameni care muncesc cu greu, care au datorii în bănci, au copii în școli. Printre viitorii disponibilizați de la CEO, ar trebui să plece din companie și liderii de sindicat. Crețan a dezvăluit în premieră și câți bani câștigă el din activitatea sindicală. Criteriile astea de disponibilizări ar trebui să vizeze așadar și directori și lideri de sindicat și oamenii de rând. Da, mi-ați adus aminte o chestiune foarte importantă. Și lideri de sindicat trebuie să plece, sunt mulți care n-au plecat. La ultima ordonanță erau câțiva lideri de sindicat care trebuia să plece. Au găsit fel de fel de chichițe pentru că ei sunt transferați la sindicate și n-au plecat. Eu sunt foarte bine, lucrez la sindicat, am încheiat activitatea cu Complexul Energetic Oltenia și mult mai bine fac datoria de aici pentru că sunt plătit de sindicat și pe nu mă oprește nimeni în a fi plătit de Ciubotărică sau de... m-a fost plătit de Ciurel, inspector social sau inspector în relația cu comunitatea. Nu, și liderii de sindicat trebuie să plece. Iar dacă vrea să facă muncă sindicală, să o facă la sindicat dacă sunt profesioniști și plătiți. Și eu vă spun în premieră, eu vă spun, am salariul minim pe economie la sindicat, la care mi se decontează orele de deplasare și sunt foarte, foarte mulțumit pentru că-s plătit de sindicat. Pe când dăm ani înapoi și vă spun că au fost lideri de sindicat care aveau câte 300 de milioane pe lună. Între timp, administrația companiei vrea să trimită acasă 2000 de oameni. Aceștia ar pleca de bună voie dacă ar primi plăți compensatorii mai substanțiale. Salariații pe care îi reprezentați spuneau că ar pleca acasă dacă le-ar da plăți compensatorii mai mari, undeva la 30.000 de lei chiar vorbeau oamenii. Ce ușor e să-ți vânzi locul de muncă. Asta vă spun experiența 97. După 97 a urmat mineriada din 99. Dacă în 97 nu se producea acele disponibilizări, nu exista mineriada din 99. În 97, știți și dumneavoastră, au plecat mii de oameni disponibilizați pe niște salarii compensatorii de nimic, care între timp s-au ridicat prețurile, iar acele sume au devenit niște sume simbolice. După 97, când s-au trezit acești oameni că n-au putut, toată lumea spera să facă o afacere. Minerul n-are cum să știe să facă o afacere. N-au reușit oameni de afacere din județul Gorj și, în general, județul Gorj l-am ucis și mediul de afacere este, nu e permisiv, pentru că vin mari firme, consorții, oameni cu bani mulți și au ucis pe toți comercianții, mici comercianți sau mici afaceriști. Negocierile privind programul de restructurare din cadrul producătorului de energie vor avea loc săptămâna viitoare. Liderii de sindicat au anunțat că sunt de acord cu programul doar în condițiile în care vor fi dați afară doar 500 de oameni care mai au un an sau doi până la pensie. Ministrul Energiei, Victor Grigorescu, a promis că nu va aproba disponibilizările fără acordul sindicaliștilor.